Odată ce s-a instalat vara, s-au înmulțit cazurile de nerespectare a ordinii și liniștii publice, precum și de vandalism în parcuri și locuri de joacă. Mulți severineni sunt în război total cu adolescenții care fac gălăgie și mizerie în cartiere pe timpul nopții. Polițiștii locali și jandarmii anunță că vor spori acțiunile de patrulare în toate zonele orașului. Coși de semințe, mizerie și gălăgie, așa descriu severinenii majoritatea locurilor publice de petrecere a timpului liber. În cartierul Crihala, de exemplu, într-o zonă recent amenajată de primărie, în urmă cu nici o lună de zile, au apărut deja primele pagube ale celor certați cu bunul simț. Nici fântâna Marinaru de pe strada portului nu a scăpat de vandalism, asta nici la două luni de la curățarea și amenajarea ei. Nu sunt nici două luni de când s-a dat în folosință fântâna, din păcate vandalismele continuă în drobeta Severin, toate costurile sunt acoperite de către cetățenii din drobeta Turnul Severin, pentru că din impozitele și taxele care le plătesc, trebuie să intervenim asupra domeniului public pentru a nu arăta, cum ați observat și zilele acestea. Există foarte mulți care nu au ce face decât să aducă prejudicii municipiului drobeta Turnul Severin și în continuare cheltuim bani din banii oamenilor care plătesc și sunt de bună credință, pentru cei care efectiv își bat joc de intervențiile și de munca celor care intervin. În război cu cei care nu respectă ordinea și liniștea publică sunt și jandarmii. Din luna mai și până acum, în tot județul Mehedin s-au dat amenzi în valoare de peste 130.000 de lei. Pentru nerespectarea prevederilor legii 61/1999 republicată privind sancționarea faptelor de încălcare a unor norme de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, la nivelul jandarmeriei mehedinței au fost aplicate în perioada 1-5-19-7-2023 un număr de 229 de sancțiuni contravenționale. Vorbim de 168 de amenzi și 61 de avertismente, valoarea amenzilor ridicându-se la suma de 130.000 de lei. Zeci de apeluri se înregistrează zilnic la poliția locală din drobeta Turnul Severin. Oamenii reclamă cel mai des gălăgia și mizeria din cartiere. Polițiștii anunță că vor intensifica măsurile de patrulare în tot orașul, mai ales în zona locurilor de joacă pentru copii, asaltate pe timpul nopții de grupuri de tineri certați cu bunul simț. Amenzile pentru spărgătorii de semințe din parcuri sunt cuprinse între 1.000 și 2.000 de lei, iar cei care desenează pe zidurile clădirilor sau pe diferite obiecte publice se ridică la 6.000 de lei.